Bună ziua și bine ați venit! Ne bucurăm nespus prezența dumneavoastră astăzi și aici în mijlocul nostru la această mare sărbătoare celebrată în întreaga României pe 10 iunie 2021. Astăzi, 10 iunie 2021, pe lângă Înălțarea Domnului, sărbătorim și Ziua Eroilor, o sărbătoare națională a poporului român care marchează lupta de-a lungul viaturilor pe front pentru credință, libertate, dreptate și pentru apărarea țării și întregirea neamului. Pentru început, vă invităm să intonăm și să ascultăm imnul României, Deșteaptă-te, Române! Alăturați acestei zile festive, elevi și cadre didactice ai Școlii Gimnaziale Cleja, județul Bacău, în parteneriat cu părinți, reprezentanți ai primăriei Cleja, membrii ai acestei comunități, pentru a sărbători ziua eroilor neamului. Se intonează imnul eroilor și se depun coroane.
Dedicat eroi, are menirea de a aminti urmașilor jertfiților care s-au viața pentru apărarea țării, în speranța unui viitor liniștit pentru copii, nepoți și strănepoți. Invităm pe preotul paroh Benchi Augustin din satul Creja pentru a oficia această comemorare religioasă, urmată de un moment de reculegere în memoria eroilor neamului care și-au dat viața pentru libertatea noastră. Lista. Invităm și comunitatea locală. Dragi copii, domnule primar, dragi autorități, aș vrea ca înainte de a face rugăciunea de ziua eroilor, să spun doar un cuvânt și anume, eroii trebuie să amintiți nu o dată pe an, nu de două ori, ci în fiecare zi. De aceea noi astăzi ne-am adunat să ne rugăm împreună cu toți credincioșii din România pentru cei care au murit apărând acest neam, apărând poporul român, dar să-i pomenim cât mai mult posibil pe ei. Ori de câte ori, dragi copii, treceți pe aici, prin fața acestui monument, să nu uitați să faceți o scurtă rugăciune pentru toți cei care s-au jertfit pentru neamul românesc, pentru noi cei care astăzi trăim în libertate. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, măreți biruitor al morții, Iisuse palmit împărat, tu Tatălui ceresc mărirea, iar nouă viața ne-ai redat. Tu ai luat a noastră fire, patias și morții te-ai supus, și ai învins via dușmanul, pe cel ce moarte ne-a adus. Iisuse Dumnezeu puternic, prin marele mister pascal, îi reînvii pe aceea care pierd iarăși farul baptismal. Mereu cu candela aprinsă vom sta în așteptarea ta, și atunci când vei veni la nuntă, voioși te vom întâmpina. Primește-ne la ta lumină, prea dreptule judecător, cu tine să-l vedem pe Tatăl, ca și pe Duhul Sfințitor. Preslujitorii tăi, Iisuse, care din lume au plecat, condu-i în veșnica lumină, să te slăbească neîncetat. Cred că răscumpărătorul meu trăiește și în ziua cea din urmă din pământ voi învia. Și cu ochii mei voi vedea Dumnezeu Mântuitorul meu. Eu însumă-l voi vedea și nu altul și ochii mei îl vor privi. Voi vedea pe Dumnezeu Mântuitorul meu.
Aceasta este speranța care se află în adâncul inimii mele. Și cu ochii mei îl voi vedea pe Dumnezeu Mântuitorul meu. Doamne, îndură-te de ei. Hristoase, îndură-te de ei. Doamne, îndură-te de ei, Tatăl nostru. Să ne rugăm, Doamne Iisuse Hristoase, Tu ai spus, nu există o dragoste mai mare decât ca aceea, ca cineva să-și dea viața pentru prietenii săi. Astăzi, în această zi, vrem să ne amintim, într-un mod deosebit, de toți cei care au murit pentru neamul nostru, pentru eroii noștri care au murit din iubire față de noi, pentru ca ei să aibă parte de fericirea veșnică prin Hristos Domnul nostru. Amin. Odihna cea veșnică, dă-le-o lor, Doamne. Și lumina cea fără de sfârșit să strucească. Să se odihnească în pace. Îl invităm pe domnul profesor de istorie Coșa Anton să ne vorbească despre istoria sufletului românesc, împodobit de bogate realizări ale virtuților de bărbăție și vitejie, străbună prin care s-a clădit viața română. Consider firesc să invităm și pe domnul primar al comunei Cleza Iștoc, Petru, împreună cu domnul viceprimar Gherfi Gabriel, pentru a evoca câteva aspecte din cadrul acestui proiect, eveniment istoric, legat de eroi și fapte de eroism ale orașului român. Primar, Sfinția voastră Părinte Paroh, dragi elevi, dragi profesori, dragi părinți, stimate oficialități, o zi importantă astăzi și un loc important este Ziua Eroilor, suntem lângă Monumentul Eroilor. Spunea marele nostru istoric Nicolae Iorga, de la cărui naștere s-au împlinit luna aceasta 150 de ani, spunea odinioară următoarele cuvinte: un popor care nu își cunoaște istoria și eroii, e ca un copil care nu își cunoaște părinții. Dragi elevi, dragi copii, voi vă cunoașteți părinții cu siguranță. Prin urmare, trebuie să cunoașteți și istoria, pentru că istoria este viața părinților părinților voștri, a părinților părinților voștri, prin urmare a bunicilor, a străbunicilor, a strămoșilor noștri. Unii dintre acești strămoși ai noștri, dragi elevi, au murit, au devenit eroi, unii dintre ei se regăsesc chiar pe acest monument, iar istoria, care este viața lor, este practic o poveste, este povestea vieții lor. Și cum am putea să nu iubim istoria dacă este o poveste atât de frumoasă? Noi înșine suntem creatori de istorie în fiecare zi. Chiar evenimentul la care participăm noi acum, peste doar câteva minute, va deveni istorie. Prin urmare, nu trebuie să uităm niciodată să ne aducem aminte de faptele înaintașilor noștri. Fiecare monument al eroilor, dragi participanți, are menirea de a aminti urmașilor jertfa celor care, în vremuri de restriște, și-au sacrificat viața pentru apărarea țării. Odinioară, acești eroi ai noștri, dând dovada dragostei față de pământul pe care trăiau, jertfindu-se pentru apărarea acestuia, cu speranța ca noi, urmașii lor, să avem o viață mai bună. Ei, eroii noștri, au luptat odinioară cu vitejie pentru neam și pentru țară, oferindu-și viețile pentru ca noi să ne putem bucura astăzi de libertate. O libertate pe care, de multe ori, din păcate, o înțelegem cu totul altfel decât o înțelegeau ei odinioară. Eroii noștri și-au dorit o țară în care clepsidra valorilor să nu fie inversată, iar trecutul nostru glorios să nu fie denigrat. Ei și-au dorit ca noi, urmașii lor,
să nu fim indiferenți față de istorie, de valorile strămoșești, de valorile creștine, pentru ca să nu ne pierdem identitatea. Altfel, uitând de unde venim, nu vom ști cine suntem și nu vom putea ști nici încotro să ne îndreptăm. Iată de ce avem nevoie astăzi să ne reamintim o dată în plus de acești eroi ai noștri. Eroi care, deși atât de departe în timp, ne sunt atât de aproape în inimile noastre. Să nu uităm că ceea ce au făcut eroii pentru noi este istoria adevărată. Ce putem face noi pentru ei? În primul rând, să nu le umbrim amintirea, apoi să nu le desconsiderăm sacrificiul, să nu trecem nepăsători pe lângă monumentele eroilor, să le îngrijim și să nu permitem să fie profanate. Într-un cuvânt, să îi cinstim așa cum se cuvine pe eroii noștri. Eroii noștri și-au făcut datoria față de trecut, fiind prezenți în fața răspunderilor față de istorie și posteritate. Le urmăm noi, cei de astăzi, exemplul? Ce țară și ce lume lăsăm copiilor noștri, stimate oficialități? Iată cum simțul datoriei și responsabilitatea trebuie să ne călăuzească zi de zi. Și nu doar astăzi, cum spunea Părintele Paroh foarte frumos, numai astăzi de ziua eroilor. Nu doar astăzi ar trebui să conștientizăm faptul că ei, eroii noștri, au murit odinioară ca să trăim noi astăzi. Înfruntând înainte vreme vihorul de pe front, ne-a oferit posibilitatea de a ne bucura noi astăzi de avierea păcii. S-au avântat în luptă, având nădejdea că jertfa lor va înflori în țară și în lume, într-un asemenea fel încât să existe dreptate în țară și în lume, să existe libertate în țară și în lume. S-au dăruit cu speranța împlinirii idealului național și a solidarității naționale pentru păstrarea credinței creștine. Au luptat pentru apărarea patriei și au sângerat pentru viitorul ei. Înainte vreme, acești eroi ai noștri care au luptat sub standardul patriei s-au târât prin noroi și zăpadă, dragele, sub ploaia de groanțe vrăjmașe, au asaltat cazemate și clădiri, au trecut râuri, dealuri și munți prin baraje de artilerie și aviație, au străbătut sute și sute de kilometri istoviți de arșiță, ori de ger, au suferit de foame și de sete, de rănile gloanțelor și schijelor, s-au luptat nu doar cu dușmanul, ci și cu singurătatea durerii, până în momentul sacrificiului suprem. Dorul de casă și de cei dragi a fost, fără îndoială, mistuitor pentru ei, pentru acești eroi în acele timpuri, contribuind însă la păstrarea fărâmei de speranță într-o posibilă revedere. Pentru eroii pe care îi comemorăm noi astăzi, această speranță s-a spulberat în momentul jertfei supreme. Amintirea eroismului lor va fi dusă mai departe inițial de camarazii lor, veteranii de război, apoi care sunt practic eroi rămași în viață, iar mai apoi de urmașilor, de copii, de nepoți, de strănepoți, inclusiv de noi, cei care suntem astăzi aici, lângă acest monument al eroilor din Cleja. Și am să închei aceste câteva cuvinte ale mele, tot cu cuvintele marelui nostru istoric Nicolae Iorga, cel care spunea, în trecutul nostru, mulți oameni au suferit. Dacă suntem ceva, nu suntem prin biruința strămoșilor noștri, ci suntem ceva numai prin suferința lor. Toate puterile noastre nu sunt altceva decât jertfa lor, strânsă la oaltă și prefăcută în energie. Eroismul e înainte de toate amintirea celor care au căzut pe câmpul de luptă pentru dreptatea neamului și întregirea patriei sfârșiate. Nu se pot cinsti îndeajuns a cei care cu mândrie și-au dat viața pentru ca să trăim în marginile pământului locuit, muncit și apărat de neamul nostru și ale căror nume ar trebui păstrate recunoscător din generație în generație. Familiile lor, lăsate uneori în sărăcie, vor tresări de singura mângâiere pe care le-o putea da la pomenirea numelor acelora care au rămas vii în inimile noastre și în inimile lor, pentru totdeauna rănite. Iar copiii lor, văzând cum nu se uită jertfa cea mai mare pentru patrie, vor crește cu aceeași aplecare spre sacrificiu în folosul celor de un sânge cu dânsii.
astfel, iată cum, dragi participanți la această manifestare dedicată Zilei Eroilor, neamul devine etern prin cultul eroilor. Glorie eternă eroilor patriei. După domnul profesor, este greu să vorbești. Eu ce vreau să spun într-adevăr, fiecare neam trebuie să știe de unde vine, unde suntem și încotro ne îndreptăm. Toți trebuie să știm acest lucru. Trebuie să-i cinstim pe cei care s-au dus, care s-au luptat în toate războaiele de independență pentru Unire, 1916-1944. O parte mare sunt trecute aici pe piatra comemorativă. Trebuie să-i amintim an de an și să îi respectăm. Iar cei care suntem aici, prezent de față, să nu uităm că ține de noi ca istoria să meargă mai departe și în funcție de cum vom evolua, așa va fi scrisă istoria. Eu vă spun cinste lor, Dumnezeu să ierte. Amintim astăzi lista eroilor. Glorie eroilor căzuți în lupta pentru apărarea patriei străbune, Comuna Cleja, județul Bacău. Pentru eroii din 1916-1919, Bezanianu, Pati Ștefan, Demșa Martin. Pentru eroii din 1941-1945, Bejan Anton, Bejan Ioja, Bulai Ianoș, Balint Iosif, Botezatu Mihai, Botezatu Martin, Bordaș Mihai, Benchea Gheorghe, Benchea Ferenc, Bilboc Mihai, Coman Anton. Pentru cei dispăruți, 1941-1945, Dumau Grigore, Odoroc Ianoș, Gal Andrei, Imbrea Ioja, Laslău Martin, Meșterca Petre, Pojum Gheorghe, Pruteanu Gheorghe, Pătraș Giurgiu, Roca Ianoș, Roca Mihai, Sabău Martin, Salca Martin, Sabău Ioan, Sabău Gheorghe, Bordaș Ianoș, Voidoc Martin. Pentru eroii din 1941-1945, Cătea Petre, Demșa Petre, Demșa Petre, Gheorghea Antal, Iștoc Martin, Iștoc Mihai, Mateeș Gheorghe, Laslău Martin, Pruteanu Ion, Pătrașcu Martin. Pentru cei dispăruți, 1941-1945, Bejan Ianoș, Bejan Ianoș, Benchea Petre, Benchea Petre, Budău Martin, Codoroi Petre, Cochioraș Mihai, Demșa Ianoș, Domocoș Petre. Vă mulțumim pentru aducerea mintea eroilor care și-au dat viața pentru aceste sfinte idealuri, care se săvârșesc de aproape un secol. În continuare, elevii comunității reprezentanți ai școlii din Comuna Cleja, Școala Gimnazială Somușca, Școala numărul 2, Cleja, coordonat de doamna profesoară Cucu Chiria Chirina și doamna profesoară Nuțu Ioana, vor marca Ziua Eroilor prin cântec și poezie. Modul în care îngrijim și întreținem mormintele și monumentele închinate eroilor dovedește că iubim pe cei care s-au jertfit pentru noi și pentru țară și credem că vom face și cea mai mult și mai mult pentru prezent și în mod deosebit pentru viitorul Comunei Cleja. Tradiții, obiceiuri, rai, din rădăcini române ai. Ai grijă să le îngrijești, la rândul tău, român, să crești. Mereu cu tine să le ai și mai departe să le dai.
vom trăi pe acest pământ. În pădurile de nori mai avem un viitor. În trecut ține minte, mai există macul vara, galben spicul către zarea, iar albastru noi știm, marea și cerul senin. Român este tatăl meu și româncă mama mea, românaș ca ei sunt eu, România-i țara mea. Îmi place și iubesc portul nostru românesc, fata e îmbrăcată mie, la șol cu tricolor, să fiu dragă la fecior. Țara mea e România și oriunde aș vedea roșu, galben și albastru, știu că este țara mea. Astăzi este sărbătoare, să ne bucurăm că români suntem cu toții, vrem să arătăm. Eroii noștri sunt stejarii și vulturii și flori de câmp, tot câmpul românesc. De 2000 de ani și mai din urmă, după furtuni, aici se regăsesc. Când ridicăm un bulgăre de glie, în ei respiră un frate legendar. El s-a luptat că l-a ținut ființa să țină vie bona la hotar. Eroii noștri n-au fost supraoameni. Ei nu și-au vrut din marmure statui. Ei năzuiau să-și crească, să nu devină prada nimănui. Nu plânge, maică Românie, nu plânge, maică Românie, că am să mor neîmpărtășit. Un glonț pornit spre pieptul tău, cu pieptul meu eu l-am oprit. Nu plânge, maică Românie, e rândul nostru să luptăm și din pământul ce ne arde, nici o fărâmă să nu dăm. Nu plânge, maică Românie, pentru dreptate noi pierim. Copiii noștri peste veacuri onoare ne vor da, o știm. Nu plânge, maică Românie, adună tot ce-i bun sub soare. Ne cheamă și pe noi la praznic când România va fi mare. Iisus, nimic mult prea greu și nici cerul prea sus.
de crescute între spini. După ce ai încercat să susțin și bine și rău, încearcă să știi de o profundă. Dacă sufletul tău stă de veche Hristos, după noapte de duș, răsăritul-i frumos și-au îngerii cum cântă. Am fost grupul de elevi creativ al Școlii Gimnaziale Somușca și elevi de la școala numărul 2 Cleja. Mulțumim tuturor invitațiilor, cinstim memoria eroilor, ne bucurăm de ce este bun în prezent și privim cu speranță în viitor. Hristos s-a înălțat! Niște diplome pentru voi, domnul primar. Vă rog să ne ajutați pe noi să dăm niște diplome. Ok, cum să terminăm? Da, putem da tot domnul șeful. Hai, mai discutăm.